Vine la o nouă ediție a emisiunii Biserică în Actualitate la Giurgiu TV. Suntem în postul adormirii Maicii Domnului. O perioadă venit.
Sí.
rugat Părinte să mergeți acolo. Am primit cu multă bucurie misiunea aceasta. Cinci ani
permis această binecuvântare a prefericitului Părinte Patriarh Teoptist, este aproape de împlinirea noii nepropuse pentru Dumnezeu.
ce să oficiem prima slujbă în Biserica cea Mare. Biserica povestiți-ne de se poate face și oamenilor care au venit din ce în ce mai mult la biserică. Ulterior, în același timp, am demarat și lucrarea actelor, ca să spunem, cea care a durat mai multă vreme. Autorizația, da.
descavare, s-a început lucru efectiv la biserică. 22 noiembrie 2019. Și într-un an de zile am reușit să finalizăm demisolul. La stadiul la care se află și acum, astfel încât chiar pe 21 noiembrie 2012 am putut să efectuăm prima slujbă în demisolul bisericii. Bucurie și pentru noi și pentru enoriași. A fost această slujba chierească pe care am sfârșit-o la demisol. Locul unde slujim și am slujit până în ziua de astăzi și pe care l-am amenajat așa cum am reușit și cum am putut. Între timp să demarăm lucrările în sus. De 2 ani de zile de când este devenit și părintele Lucian, parohul bisericii noastre, s-au demarat și lucrările în sus. La biserica mare, biserica propriu-zisă, a alergat, s-a zbătut, așa cum el a știut. Și am reușit să continuăm lucrurile, să nu stagneze. E un lucru mare în ziua de astăzi.
credincioșii din această zonă a tineretului ridicarea unei biserici noi acolo. Chiar telefon și am spus uitați, vă rog
plajele, tot ce se, tot ce trebuie. Și vom începe a doua zi. Însă, deci au zis, păi, degeaba ne rugăm. Păi ne dați voie totuși să facem măsurătorile pe teren? Zic, da, e foarte bine. Să măsurăm. S-a făcut slujba, s-a făcut liturghie. Am invitat colegii care au fost momentele, știu că s-au registrat așa, nu știu dacă a spus și prea cu cerenicea voastră, dar am făcut slujba, iar după slujba s-a început lucrarea propriu-zisă. Însă, ce vreau să spun, că în anul acela 2011 nu a nins. Până în ziua de 22 decembrie. Pe data de 9 ianuarie s-au reluat lucrările. Care erau jos acolo la demisol, au lucrat aproape, să zicem, în mai a venit preasfinția sa la noi de Sfântul Ioan Botezătorul și ne-a oferit cărămidă. Pentru că s-a făcut conturul din
minte pentru că în anul acela pe data de 25-26 însă nu a fost nicio problemă pentru că betonul care s-a lucrat cu el era, a fost un beton rapid și am spus, domnule, cum izolăm? Zice că nu este nevoie pentru că era numai la nivelul solului. Și a vrut Dumnezeu, deci s-a lucrat efectiv pe timp de iarnă. Vedem că ceea ce om e cu neputința la Dumnezeu, toate sunt cu putință. Și cu adevărat cât de mult la fost anul bine
cele cu ajutoarele care au fost la vremea respectivă. În momentul de față, anul Mântuirii 2016, în ce stadiu sunteți? Acum că vă pregătiți de Haramul, care sigur este pe data de 16 august. Acum suntem în stadiul de în care putem să slujim sus. S-au finalizat lucrările de construcție propriu-zise la biserică. S-a făcut acoperișul, s-a pus tablă, s-a pus geamurile la biserică și putem să intrăm și să slujim sus. Mai este treabă de făcut. Mai e mult de muncă. Trebuie de înguit. Să
Această putere a fost dată Sfinților Apostoli Episcopilor și mai departe
Giorgio Ven, Petre Gelmez, poate azi sau poate mâine, voi fi și eu greul. Mai târziu noi vom pleca din această lume, însă zicem și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să lăsăm ceva în urma noastră. Într-adevăr, oamenii au o condiție, să zicem, modestă din punct de vedere financiar, însă ne-au ajutat foarte mult. Yeah.
viitorului. Era o atmosferă prielnică, o atmosferă, cum spuneați, de comuniune. Și iată că mulți s-au născut, mulți români, mulți creștini în perioada acuzațiile care s-au dus la poartă între altele că a bătut monedă și deci asta înseamnă la vremea respectivă
și căutau să nu strice relațiile care le aveau cu țările române și au dat voie obligații față de cel care
care dăinuie sunt biserici de 300 de ani care încă rezistă. Ați văzut biserica Domnița Bălașa din București. Sunt și alte biserici în țară care sunt construite în vremea Domnitorului. Iar noi aici am căutat așa că s-a putut să respectăm stilul brâncovenesc și să nu uităm că Doamna Maria de
aleasă ca să mărească suferința Domnitorului. Noi știm că la vremea respectivă sultanul, cum se zice în mărinimia sa, la cererea celor care erau în conducere, cum am zice, religioasă a Islamului de atunci, s-au dus și au obținut iertare, zice, vei fi iertat tu și familia dacă te vei lepăda credința creștină. La care Brâncoveanu a răspuns în fața sultanului în ziua execuției: da. Și știm că a fost
să zicem nimic ca să nu fim interpretați că câți dintre
fața celui care spune vorbele pe zi, îți luă viața. Dacă mai mult decât atât. Ca părinte. În fața ochilor. Și să ai tăria de caracter să-i spui celui mic care a venit să te prindă de picior și plângând să-i adevărat acest moment, numai gândindu-te la acele momente, acele clipe de atunci, sigur că iată
noapte pe zi ce trece.
Oh.
părinților martiri brâncoveni din municipiul Giurgiu și invitații noștri sunt părintele Bogdan și
înainte de haram să întâmpinăm anumite greutăți, să le spunem, care după haram și după venire noi.
înțeles și am făcut invitație la fiecare. Poftim la prăznuirea bisericii noastre pe toți și în ghilimele pe toți credincioși și bisericii noastre, pe toți creștinii din oraș, ca să prăznuim martirilor și bucuria hramului. Mai ales că acum într-adevăr putem să-i primim în nouă. Așa cum ați văzut, biserica este învelită și acum este în curs de amenajare. Iar cu această ocazie a hramului se va săvârși și prima sfântă liturghie în biserica nouă construită. Și să răspunem
se va face acatistul. Spune ce slujbă s-a vor fi zăbuită. De 15 seara așa 17 va începe prăznuirea cu slujba veceniei unită cu litia moment în care va veni și și moaștele Sfântului Constantin în Covenu ce se află în biserica noastră. Avem o păticică din moaștele cu începe de la ora 8 de dimineață cu trebuie și slujba Sfânta Liturghie Arhierească. Am văzut acolo în Sfânta Biserică și am văzut această expoziție de pictură. Da. Vorbiți-ne despre această activitate pe care această pedagogie ne-am propus atât eu cât și părintele să lucrăm foarte mult cu copiii. Și mentalitatea noastră, gândirea noastră este că dacă de mici să dădim în sufletul lor credința, vom reuși să
câțiva ani de zile de când suntem în pagoșia aceasta, chemându-i în primul rând la liturghie, cu ei să vină să împărtășim. Care duminică. Nu vin la aceeași. Dar prin rotire vin cu copii foarte mulți. Și ajung la vârstă.
fac un concurs de pictură. Ce putea fi mai ușor? Pentru că de pictat tuturor copiilor care au participat. Însă, ceea ce m-a bucurat cel mai mult este că an de an numărul a crescut. Am avut și 70 de lucruri. Este un lucru foarte important pentru că de la an la an eu observ altceva. Observ faptul că vin lucrări din ce în ce mai frumoase. Anul ăsta am putut să fac cu diferențiere. Avem lucrări pictură pe sticlă. Avem grafică. Avem pictură pe lemn.
învățătură după fiecare slujbă tinerilor, copii celor care sunt de față.
comunicat și am organizat cateheze. Cateheze cu tineri. Și bucuria mare a fost că pornind de la aceste cateheze îndreptate că de la săptămână la săptămână se înmulțeau devenea așa o convorbire, un dialog între noi ca preoți și cât putem spune că aceste cateheze trebuie duse mai departe. Iată câte activități. spune ce
ai bogatule, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, că ție săracule ce-ți lipsește dacă l-ai pe Dumnezeu. Iată, dacă l-avem pe Dumnezeu, avem totul și e bine că tinerii noștri de astăzi să înțeleagă lucrul acesta și iată rostul acestor activități, da, rostul acestor cateheze care le arată tinerilor adevărata bogăție care este viața Hristos. Timpul a trecut așa foarte repede. Ne-am bucurat foarte mult în această emisiune de Sfinții Martiri Brâncoveni, de ocrotitorii noi care iată pe zi ce trece crește de biserica Sfinților Martiri Brâncoveni în cartierul Tineretului. Părinților preacucerici, părinți, vă mulțumesc că ne-au ajutat
postim, să ne spovedim și îi invităm pe toți cu mic, cu mare, cum se zice, la hramul bisericii noastre.
tineri